față în față cu Daniel Buzdugan și asta pentru că și mie îmi place să știi foarte mult să descânt mâncarea sau să o vorbesc, să atunci când gătesc să am un dialog drăguț cu cine sunt. Uite, în față. Eu de fiecare dată când mă așez la masă, chiar dacă sunt la un restaurant în buricul târgului, eu îmi fac cruce. Deci nu mi-e rușine să uit lumea ca la, zic, dar ce am făcut? Dacă eram altă religie și îmi făceam tot felul de nu știu ce, era cool, știi? Dar așa dacă ești bun creștin și îți faci cruce înainte de a face poza pentru Instagram sau Facebook, nu e, da, chiar e, e foarte important să... O să vă spun, doamnelor, domnilor, că ceea ce face Daniel este un ritual foarte interesant, pentru că noi impregnăm cu anume energie și mâncarea și apa și s-au făcut studii în direcția asta care demonstrează că atunci când o impregnez cu energie bună și crucea, semnul crucii cumva are o simbolistică de energie bună, nu facem decât să-i dăm o valoare nutritivă și mai mare. Asta vreau să faceți și voi astăzi, să vă bucurați de gătitul împreună cum mă voi bucura eu cu tine astăzi și să dați energie bună mâncării, fie și cu o cruce. Ne facem semnul crucii și ne apucăm. Doamne, ajută să ne iasă mâncarea bună sau... Sau nu, în funcție de cât de păcătoși sau buni suntem. Eu am o rețetă interesantă astăzi și să-mi spui dacă e în sentimentul tău. Da, arată bine. Doradă cu legume la grătar. Și o facem în crustă de semințe? Sau, n-ar fi rău să o facem, dacă nu mă pricep așa de bine la cât tu te pricepi. Nu. Nici eu. Așa că hai să punem semințele astea după pe... Nu? Da, facem în salată. În salată, le punem în salată. Știe. Știe, da. Și știe, deci... știi de ce? Pentru că am mâncat foarte mult, cred eu, și asta e o întrebare, când mergi în locurile alea din Grecia. Puteți să am mâncat foarte mult. Nu, când mergi în locurile din Grecia. Da. Sau prefer, Italia, sau Franța. Sau da, sau... prefer să mănânci mâncarea locului, adică... Întotdeauna. Nu? Întotdeauna, da, pentru că, ca și cu vinul, știi? E bine să bei vinul local. Numai la noi este chestia asta, fița asta, știi, să te duci la un restaurant în România, mergi în Banat, de exemplu, unde au niște vinuri senzaționale și ceri un vin italian. Pă, pe bune, lasă-o încolo de treabă, avem vinuri bune în România și peste tot în lume, oamenii educați așa fac, beau vinul locului, mănâncă mâncarea care se face acolo și de fiecare dată când ajung într-un loc întreb, domnule, unde mănâncă localnicii? Adică nu mă duc în centrul orașului unde e comercial, e pentru fraieri. Așa. Unde mănâncă oamenii ăștia, știi? Și ajungi undeva mai la marginea orașului unde dai de o atmosferă și de o mâncare senzațională. Așa sper să ne iasă și nouă mâncarea astăzi, așa că eu mă apuc de gătit, îmi trebuie un cuțit, dacă mă ajut cu un cuțit de acolo. Uite aici. Daniel. De care? Un iata Gandhi, nu, glumesc, da. Și pe tine o să te rog să pui peștele pe grătar. Sper să ne iasă și nouă. Îl pun aici, da? Da. Da? Da, pune-l. Așa mi-a zis și mie cineva că se pătrunde mai bine peștele. Mă mănânc în asul, înseamnă că o să iau bătaie. Nu, înseamnă că ai ceva de spus. Nu, spălăm, că nu e... pentru că este gata pregătit acolo. Da. Eu obișnuiesc să îl pun repede pe grătar, să nu-l las mult tot? Nici... Tot? Îl pun tot? Nu. Crezi că ne trebuie tot? Un file. Stai, da. Cum? Stai. Asta stai să-i tai aici. Stai. Așa, ia doar... El e... filetat, doar pui o bucată din el, că mă gândesc că gramajul este foarte important atunci când vorbim de dietă sănătoasă. Uite-l pe Dan. Filmați asta că ați scăpat pe jos? Așa. Așa. Și eu pun imediat legumele. Miros a pește, o să mă întreb acasă de unde vin, dar nu-i problemă. Dar ducem discuția în direcția asta acum. Da. Acasă. Că înțeleg că atunci când pleci în vacanțe, mergi în locuri unde se gătește de către localnici și da. Mănânci acolo. Acasă îți place să mănânci mâncare doar românească? Nu, mănânc orice și de multe ori încerc să mai fac eu una alta. Aseară mi-am făcut un orez cu legume. A fost senzațional. Un orez integral, știi, adică dintre ăla așa mai sănătos. Am călit niște ceapă, legume, nenule de măsline, da, așa. După care am pus orezul și câteva căni de apă și a fost și cu turmeric.
Asta e preluat de la indieni. De la indieni, da. Ei folosesc, dar un condiment foarte important. Îmi plac aromele, îmi plac foarte mult aromele. Păi, și noi avem, de exemplu, în România, avem sovârful, trebuie să fim atenți aici, da? Sovârful care se poate pune în mâncare și care e foarte bun. Din câte îmi dau eu seama, tu știi foarte multe legat de alimentație sănătoasă și gătit. Da, dar nu aplic. Nu aplic pentru că de obicei noaptea am o poftă de dulce, ceva de speriat. Dar dulcele însemnând prăjitură sau ciocolată? Orice. Dulceață. Știi că se spune că pofta de dulce vine dintr-o frustrare așa emoțională. Da, sunt un frustrat, se vede pe fața mea. Nu am nicio frustrare pe bune, adică mai eu zic, nu, sunt ok. Doar că, da, mănânc, ce fac acum? Îl mai lași un pic. Îl mai las un pic? Da, îl mai las un pic. Trebuia pus invers, dar e bine și așa, că o să-l descântăm și o să iasă cel mai bun pește pe care l-am gătit vreodată. Având multe evenimente prin țară, petreceri de firmă, cu radio, nunți, botezuri, stai până la ora 2, 3, 4 dimineața, știi, și ajungi în camera de hotel și ți-e foame și atunci deschizi frigiderul la minibar. Odată am făcut o chestie... O să vă spun, numai un pic, Daniel, o să vă spun de ce pofta de dulce, din punctul meu de vedere, pentru că există o oboseală în organism foarte mare. Asta, și atunci organismul are nevoie de energie rapid. Și da, dulcele este o sursă de energie. Important este să nu stați mult în starea de oboseală și dacă mâncați dulcele, să mâncați o cantitate mai mică. Te ascultăm. Cum mai era cu... Eram la un hotel și am sunat la recepție la 2-3 noaptea și am zis să trimită pe cineva în cameră. A venit cineva la recepție, ce s-a întâmplat? Și aveam o cutie în care erau toate dulciurile din frigider. Am zis, vă rog frumos să le luați. Că nu, că e tentat. Eu le mănânc, da, e tentat. Deci nu există. Nu se poate, n-avem cum. Băiatul ăla era mai așa într-o dungă și zic, ok, știi ce am făcut? Am deschis geamul la etajul unde stăteam eu și le-am aruncat în curte. Deci toate dulciurile, toate prăjiturile, toate băuturile. Le-am plătit a doua zi. Da, măcar să nu le consumi tu. Exact. Așa-i? Da, da. O formă destul de ciudată de a renunța la dulce. Agresivă, păi nu, cu dușmanul ăsta, care e un dușman. Zahărul trebuie să ai o trântă, și o luptă grea. Și tu ai hotărât că asta este cea mai ușoară metodă? Atunci da, pe moment da. Și cel mai bine e să nu ai în casă tentații dulci și mincinoase, că era un cântec. Tentații dulci și mincinoase. A, Pepe. V-am spus eu care multe trucuri pe care le puteți folosi și voi. Uite, îți dau o spatulă. Și unul dintre ele este acesta, să vă feriți, să aveți în casă, să cumpărați ceea ce știți că nu e chiar atât de sănătos. Și dulciurile au și ele rolul lor în alimentația noastră, dar în cantitate mai redusă. Mai în sânge? Ca la vită? Dar de ce? Uite, a ieșit foarte bine. Da. Aici ai sare, piper, o să te las pe tine să condimentezi. Iar eu o să mă gândesc că de fiecare dată când te văd, am uite să te întreb așa, de ce radio? De ce radio? Da. E prima dragoste, practic. Că la un moment dat eu eram la Iași, la facultatea de teatru și am dat, adică a fost un concurs, m-am prezentat la concursul ăla unde erau sute de tineri la coadă. Eu care eram student la teatru am zis, păi stai puțin, un talent, un Hamlet, stă la coadă aici cu toată lumea. Zic, lăsați-mă cu radio-ul vostru că nu mă interesează. Și un coleg de-al meu, care acum a ajuns foarte bine, este la New York, predă acolo regie, e coleg cu De Niro și Pacino, la New York Studio, se cheamă, școala de teatru. Destin, cum a fost și la tine. Da, și el a intrat în radio atunci, făcea emisiuni, m-a invitat la emisiuni și ălora le-a plăcut de mine și mi-au dat și o emisiune. Adică ai intrat... Da, pentru că la început a fost cuvântul, nu? Da. Adică radio. Da, și mie îmi place radio, iar ție ți se potrivește incredibil de bine tot ceea ce faci acolo. Dimineața, că seara, nu știu, n-aș putea să... Să faci? Da, sau la prânz. De ce ești tu mai energic matinal, dimineața? Matinal? Da, plus că e și multă lume dimineața în mașini, navetiștii de lux, cum le zicem noi, cei care stau și se... Și nu numai navetiști de lux, sunt și
oameni care merg cu metrou, cu autobuz, da, care ascultă. Face o treabă bună acolo, dar cred că la fel. Uite, de... la dieta ai putea să-l chem pe Mihai, care, da? A slăbit, cred că... L-am văzut. Da, a slăbit foarte mult. O voință de fier și... Și-a dorit, da. Pentru că și-a dorit, nu da. Se împăca cu... Dar nu, el n-a fost niciodată plinut. A avut. Deci dacă, da? Te uiți la poze, cum era și cum e acum, e diferență. Mai mult de 5 kg? Mai mult, cred că 15. Wow, așa da. Mult? Da, da, da. Dacă ce... nu și mai mult, da, da. Ce înseamnă? Radioul nu se vede așa de bine. Vreau să schimbăm un pic registru și să ne ducem în direcția, că am văzut că de muncit muncești bine și cu spor la radio. Dar cum te relaxezi? Mă relaxez în natură. Mișcarea pe care o fac, mă plimb foarte mult, merg de nebuni prin păduri. Îmi iau câinele și plec. Ciobănesc cu German și plec, merg și 20 de kilometri singur prin păi, singur. O formă foarte interesantă și foarte bună este... Și foarte periculoasă la un moment dat. E periculoasă. Da, pentru că sunt animale, sunt oameni ciudați. Nu, n-am întâlnit. Cred că singurul ciudat sunt eu. Pentru că, deși am înțeles că mai sunt oameni care sunt pasionați de a merge în natură singuri. Este superb. Deci ai un sentiment... De libertate. Da, asta simt și eu. Da. De fiecare dată când merg în pădure și vă îndrum și pe voi să faceți acest lucru, să faceți plimbări, chiar dacă nu o faceți în sălbăticie cum o face Mihai. Important e să... Eu ți-am sugerat, am vorbit de Mihai și... Și îl salutăm cu mare drag și pe el și sper să ne destăinuie. Da, el face multe lucruri și vorbește despre viața sănătoasă din ce în ce mai mult, pentru că despre acest lucru vreau să vorbesc și eu cu tine. Călătorile pentru tine și vacanțele înseamnă relaxare, dar înseamnă și un mod de a te, de a te duce într-o viață, de a fi mai bun, sănătoasă. De a fi mai bun, da. Nu, de a fi mai bun, de a te încărca și de a te relaxa și de a cunoaște oameni noi. Deci eu pentru asta trăiesc. Deci dacă cea mai mare pedeapsa mea ar fi să nu mai pot pleca în vacanță. Ai fost plecat în perioada asta? Da. În țară, fost, da, am fost în ianuarie, cred că în 3 sau 4 ianuarie am plecat la mare, la noi, la cum se cheamă acolo? La Olimp. Așa. La Olimp. Frumos. Și am stat, da, pe la Cherhanale, pe acolo. A fost foarte fain pentru că nu era lume. Eu ador locurile unde nu-i lume. Da. Nu îmi place în aglomerație. Și mie îmi plac pentru că atunci mă simt cumva liberă. Iar acolo ai mâncat pește. Am mâncat pește, da, pește de cum mare. Cum și noi astăzi, că arată bine ce ai făcut aici. Da. Uite, doamnelor, domnilor, un truc pe care l-am înțeles eu de la Daniel este acesta, că nu ai la îndemână tentațiile. Un alt truc de care ar trebui să ținem seama și nu știu dacă e un truc, trebuie să fie o plăcere să facem plimbări lungi. Și un altul este să avem energie și să descântăm mâncarea. Da. Cred că am descântat-o destul. Cum făceau bunicile la țară, și făceau... Cruce. O cruce, da. Deci sunt sigură că dacă și voi veți face ce am făcut eu cu Daniel astăzi, adică nu, vom face rețetă... un semnul crucii n-ai peste mâncare, n-ai cum să dai greș. N-ai cum să dai greș, da, pentru că e o mâncare simplă. La fel cum gătesc și cei de la malul mării, în zona mediteraneană. Simplu. Da, simplu, da. Și acum punem semințele de sare, ulei. Dacă le și prăjeam un pic, cred că erau și mai bune. Atât? Da, da. Doamnelor, domnilor, încercați și voi acasă această rețetă și cel mai important lucru, încercați să dați valoare fiecărui moment cu discuții de calitate și cu oameni dragi alături, așa cum am avut eu astăzi. Îți mulțumesc tare mult. Cu mare drag. Am un cadou pentru tine. Wow! Să nu pleci cu mâna goală din casa noastră, din poți casa emisiunii. Poți să te uiți. Ia să vedem ce... O să-ți... cureți casa, da. Cu acele produse care sunt... Wow, sunt eco? Da, sunt detergenți eco. Mulțumim, Daniel, că ai fost alături de noi. Eu mulțumesc tare mult. Și vouă vă mulțumesc că ne urmăriți în fiecare sâmbătă și duminică. O să fim alături de voi și săptămâna viitoare. La revedere! Și cel mai important lucru, să aveți parte de o masă minunată cu prieteni. Întotdeauna când faci ceva de mâncare, când vrei să bei ceva, parcă nu merge dacă nu ai niște oameni extraordinari lângă tine. Un alt sfat important. La revedere! La revedere!
Salut, eu sunt Daniel Buzdugan. Astăzi am gătit ceva extraordinar. Pește la grătar și cu multe legume. Acum vă întrebați oare ce vin să alegem? Neapărat un vin alb și neapărat sec, pentru că în România se bea foarte mult vin dulce. Niște oameni care ajung într-o anumită etapă aleg întotdeauna un vin sec, alb, rece și cel mai important, românesc. Să auzim de bine!